Salut! Astăzi vreau să facem un tratament la pomii din specia sâmburoase, adică la prun, la piersic și la cireș. Pentru că, datorită timpului nefavorabil, adică alternanțelor mari de temperatură și umiditate, pentru că în prezent se înregistrează temperaturi diurne de 30 de grade, urmate de zile cu ploi abundente, în această perioadă se dezvoltă foarte puternic ciruirea micotică a frunzelor. Această ciruire a frunzelor este provocată de către o bacterie specifică. Ciuruirea micotică la sâmburoase. Boala apare frecvent în primăverele umede, cu precipitații abundente, care urmează după ierni cu temperaturi moderate, care au permis astfel supraviețuirea ridicată a sporilor ciupercii. În perioada de vegetație, ciuperca se înmulțește și răspândește în condiții de umiditate crescută și de temperatură în jurul intervalului de 5-25 de grade. Atacul este favorizat de rănile din scoarță produse de grindină și insecte. Ciuperca se transmite de la un an la altul, dacă pomii nu au fost stropiți. Semnele atacului de ciuruire micotică sunt: pe frunze apar pete de culoare brun deschis cu o aură brun-roșiatică. Zonele atacate sunt rotunde, cu un diametru de 2 până la 4 mm, iar după un timp apar necroze, iar petele se desprind și cad. În final, frunza are un aspect ciuruit. Pe lăstare apar pete rotunde, adâncite în scoarță, de culoare brună, iar pe frunze apar puncte cu o crustă cafenie și o aură roșiatică. Atacul pe frunze creează condiții pentru infectarea ușoară cu monilioză, care conduce la putrezirea acestora. Dacă atacul este masiv, agresiv pe frunze, acesta poate duce la defolierea pomului prin căderea tuturor frunzelor. Ca să tratăm pomișorii, trebuie să aplicăm un tratament cu produse pe bază de cupru. Eu astăzi voi face un tratament cu ceamp. 20 de grame de pulbere ceamp în amestecați, dizolvate în 7 litri de apă. Mergem în grădină și aplicăm tratamentul.